Răzvan, ești la un curs acum, da? La un curs de antrenori. Tu ești în fața lor. Ne imaginăm un pic că vii să predai un curs important din punctul meu de vedere. Și acela, anume. Sunt antrenori tineri, plini de energie, da? Și merg să antreneze, nu vorbim Liga 1, vorbim la prima ligă din țara lor, da? Tu ești acum antrenorul care le spui cum să gestioneze relația patron-antrenor. Da? Ai avut pe Da. George Copos, ai avut antrenorul celor de la PAOK. Deci ai avut. Ai avut. Și cumva, tu acum trebuie să ții acest curs către acești antrenori tineri și plini de energie. Eu nu pot ține un curs, pentru că eu nu pot să învăț pe nimeni. Și sunt atât de multe situații, atât de complexe, atât de diferite față de ceea ce am avut eu, dar eu pot să vorbesc despre experiențele mele, pot să Corect, povestesc. corect, corect. Și încă o dată mă întorc, dacă ar fi să dau un sfat cuiva, ar fi că acela de a fi sincer, de a fi corect. Păi și poți, Răzvan, asta? Cu asta câștigi pe absolut toată lumea. Trebuie. Cum adică poți? Trebuie. Păi, tu știi bine ce înseamnă. Vine un patron și zice, băi, Răzvan, schimbă la pauză. Cum poți să mai zici? Nu schimb. Și vine după aia și te... Adică eu aici vreau să înțeleg. Pentru că, până la urmă, tu zici, băi, eu fac ce vreau eu. Dar după, poate să ajungă la consecințe. Adică poate să fie, să iasă bine, sau rezultatul să fie negativ și să nu te mai țină. Ți-asum această răspundere. Nu trebuie să o faci din încăpățânare. S-ar putea ca uneori un președinte sau oricine, un om care este în dreapta ta, să aibă o idee foarte bună. Tu trebuie să o Da, bine, asta da. Iei cu Asta da. Foarte rapid și să-ți dai seama. Nu trebuie Ok. să-ți spui că nu, domne, eu am dreptate, eu merg pe ideea asta, Corect. doar că este ideea ta și că așa ți s-a părut la un anumit moment. Adică trebuie să fii foarte flexibil. Dar din punctul ăla de vedere despre care tu vorbeai, un antrenor nu trebuie să lase pe patron să intre peste el. Nu trebuie. Trebuie să-l asculte, trebuie să vorbească, trebuie să-și spună ideile lui, să-și le argumenteze și după aceea, când are de luat o decizie, să o ia pe cea mai obiectivă. Cam așa văd. După a doua chestie, atâta timp cât un patron te vede, pentru că te simt, Ionuț, te simt, oamenii te simt. Eu l-am avut și pe domnul Copos, l-am avut și pe domnul Nicolae la Brașov, să știi că nu era. Și domnul Nicolae la Brașov, vă spun, Așa, bra, de 3-4 antrenori pe an. Am stat cu dânsul și am plecat eu de fiecare dată. Cu domnul Copos, în afară de taică-miu, pe mine m-a mai ținut 3 ani și încă un an. Nu m-a da, dat da, da. afară, m-a scos la un moment dat, dar după 12 ore a revenit. L-am avut la Xanti, un antrenor, un patron foarte, foarte complicat. Și atunci când mi-aduc aminte că la Xanti, când am ajuns, la 3-4 zile după ce semnasem contractul, am oprit să pun benzină și benzina, tu ești nou antrenor de la Xanti? Și zic da. Vai de capul tău, pregătește-te când pleci. Te-a încurajat. Să nu pleci. Și m-a spus, culmea e că aveam întâlnire cu patronul atunci și la întâlnire i-am spus, uite, râzând, uite ce mi-a spus domnul de la benzină. Și el a stat așa și zicea, lasă, că o să vezi tu, că nu e chiar așa. Eu nu i-am spus când am plecat, că pentru mine a fost ca un al doilea tată. Și avem o relație fantastică. M-am dus acum la Salonic, m-am dus după aceea la Salonic. Ok, am avut multe, multe momente tensionate, multe momente de dificultate, m-a ținut sub o presiune totală, dar am rămas acolo și am avut succes. Și a știut să mă și sprijine în momentele cele mai complicate. Asta zic că de cele mai multe ori
nu trebuie să înțeleagă presiunea asta, cum se întâmplă și vedem la alți patroni. Într-adevăr, trebuie să iei partea bună și să gestionezi cumva, pentru că nu e ușor. Asta... De-aia spun că antrenorul trebuie să fie corect, să fie corect cu munca lui, să arate că are pasiune în tot ceea ce face, să știe să își argumenteze ideile, să știe să fie flexibil, pentru că uneori poți să-ți dai seama că ceva nu e corect la cum gândești, dar nu trebuie să se lase, să lase capul jos și nu trebuie să facă ceea ce îi cere patronul dacă este vorba de orgoliu. Acum, la noi, să știi că e o situație și mai grea, pentru că totuși patronii noștri își permit foarte mult. Cei mai mulți dintre ei se bagă mult prea mult la echipă. Dar asta și datorită antrenorilor, Răzvan, cum spuneai și tu. Deci eu sunt sigur că de dragul de a antrena o anumită echipă, de dragul de a nu pierde acel lucru, cumva faci niște compromisuri. Iar de acolo, momentul ăla, deja din punctul meu de vedere, s-a terminat. Dacă... Pentru că nu mai este vorba de relația ta antrenor-patron. Este vorba ta și de relația antrenor-jucător. Pentru că, așa cum ai spus, patronul te simte, te simte și jucătorul. Și simte în deciziile tale, simte în atitudinea ta și atunci nu mai ai cum să mai controlezi grupul, nu mai ai cum să mai controlezi echipa și să-i ceri anumite lucruri când de fapt tu știi că ai făcut un compromis. Tocmai de asta spun că ori o faci cu toată lumea și ai o relație echilibrată, așa cum ai spus tu, de comunicare și încerci cumva să găsești calea bună pentru toată lumea, da? Cel mai important pentru grup, ori dacă nu, după aia e greu cu grupul să te mai țină, pentru că nu mai ai respect în fața lor. Așa e, da, așa e. Așa e. În momentul în care faci un compromis, grupul înțelege. Înțelege imediat. Da, asta zic, că trăim, accept, știi cum e, suntem... Acceptă ca tu, ca antrenor, să faci o greșeală. Acceptă. Dar nu acceptă să... Vorba circulă repede, Răzvan, tu știi bine. Vorba circulă repede și